Să rămână. Vă rugăm să ne explicați de ce nu se pot pomeni sinucigașii. Mai trece trenul prin Bucuș. Acum trece. E jumătate falsă întrebarea. De foarte multă vreme, biserica și-a pus problema aceasta a pomenirii celor sinuciși în situații speciale. Cei care, de exemplu, au suferit de boli mentale sau... Avem un sinucigaș celebru, de fapt, pe care îl pomenim cu foarte multă... foarte mult respect. Dacă mă gândesc bine, avem vreo 2, 3, 4, 5, 6 în poezia românească, în filozofia românească, în... Nu e așa de obtuză biserica cum pare, dar ea atrage atenția prin nefastul înmormântării și nefastul pomenirii, nu încurajează repetabilitatea actului. În ultima vreme sunt rânduieri speciale pentru înmormântarea sinucigașilor care nu erau înainte. Au fost altădată prin secole în urmă în biserică, acum nu sunt, nu erau, acum s-au reactivat. Dar rămâne o problemă de atitudine. De exemplu, dacă într-o comunitate moare un tânăr de liceu, sinucigându-se, și toți copiii care vin la mormântarea lui văd că părintele face slujbă ca toți ceilalți, e ca și cum ar fi încurajat să plece mai repede. Știu că vă doare sufletul de copilul dumneavoastră. De farmacist. Nu mă duceți cu nasul, că știu unde am venit. Problema acolo este că ar trebui din partea comunității să scrieți o scrisoare către profesori. Să le spuneți, ne-am trimis copiii să învețe, nu să ajungă în pragul disperării. Asta am să răspund și eu colegilor mei de la facultate. Copiii sunt trimiși la facultăți de medicină, de farmacologie, de care sunt facultăți grele, de inginerie. Nu să-i tâmpim noi de cap și să aducem prin depresie, prin ifosele noastre savante, ci ca să se întoarcă în comunități ca farmaciști, preoți, ingineri. Dar pomenirea asta sinucigașilor e... N-ați vrea să fiți în pielea unui popă slujind la un sinucigaș. Când fac ăștia pe deștepți la televizor și ne calcă în picioare, eu aș chema vreo 2-3 așa. Când e mortul mai în putere și fierbe el în sicriu acolo și toată lumea fuge din jurul lui că miroase de trăznește și preotul are chipul neschimbat, rămâne liniștit, cu minte, duhovnicesc. Chipul lui trebuie să exprime nădejdea învierii. Nu-și permite nimic, nicio aluzie. Pe de altă parte, mai e o problemă pe care moral mi-o pun de fiecare dată. Am înțeles că nu-i pomenim pe sinucigași din nevoia aceasta de a nu propăși într-un fel sau altul imaginea lor, dar eu vă întreb pe ăștia care conduc ca tâmpiții și intră în câte o mașină și mor, pe ăștia azi am intrat în Bucuș prin urechile morții. Un puștan, să nu zic alt cuvânt urât, ca un dement, că n-avea nicio logică în ce făcea, depășea în fața celorlalți. Se vroia mai repede, l-am prins undeva la sensul giratorului, chiar aici în față am vrut să mă dau jos, să zic, băi, nu suntem obligați noi să murim ca tu să pari că ai adrenalină. Prea devreme și prea puternice mașini le luăm copilor necopți pe care avem în dotare. Și nu-i vorba aici doar de băiatul unor somități sau de fata unor somități, inclusiv ai noștri. Cum, de exemplu, vă spune pe fiecare pachet de țigări că fumatul dăunează grav sănătății și vă arată ficațe, viscerați, plăbâni, nu vă mai sperie nimic, domnule. Continuăm să fumăm, sinucigându-ne lent, ca să urmezi de alte produse care, sigur că pot dăunea grav sănătății, în condiții satisfăcătoare. Mai îngropi câte unul care are nasul roșu și după ce a murit. Știți? Și faci din el gospodarul sat. Uneori așa e, comuna. Dar e un sâmbure de adevăr în ce am spus. Gândiți-vă la ce am spus și mai povestim noi altă dată. Cum să avem măsură când vrem să strângem pe cineva de gât? Uh,
Asta e ca întrebarea aia de la Radio Erevan, zice, ce facem cu sărăcia din țară? Zice, o strângem de gât. Ce sărăcia? Nu, pe aia care o provoacă. Eu am o fire extrem de tumultoasă și vulcanică. Mi-a fost greu să uit, să înjur. Foarte greu. Undeori mai scap, da? Sper să nu mă audă nimeni în direct. Cred că fiecare din lucrurile pe care le avem în firea noastră pot fi vindecate cu muncă multă. Munciți un pic mai mult decât să strângeți gâtul. N-ați vrea să strângeți roada iertării? E mai simplu un pic. Ieri a venit o doamnă și mi-a zis că la întâlnirea de la Bacău și mi-a spus că mulțumește foarte mult că la una din întrebările puse odată, vorbindu-mi despre soțul ei care călcase pe toate becurile posibile din dotare, eu i-am spus că singura soluție la astfel de gesturi e iertarea. Și cred că atât valorează o femeie cât cântărește în iertare. Restul sunt povești. Atât valorează și un bărbat cât cântărește în iertare. N-aveți de ce strânge gâtul, pentru că nu e cea mai bună soluție și eu mă uit la știri. Din momentul Caracal am stins televizorul, pentru că pentru mine, ca om care lucrez cu tinerii, care îi văd pe părinții copiilor care mor, îmi dau seama prin ce trec oamenii aceia și deja creștea în mine furia. N-aveam nicio soluție. Am făcut terapie uitându-mă la câteva filme în care polițiștii omoară pe violatori, le crapă capul, îi accidentează. Sigur, m-am descărcat cumva, dar nu e ok. Când simțiți că nu mai puteți, stingeți sursa care vă crește furia și rugați-vă mai atent. Și mai e un lucru. Povestea asta cu strânsul de gât, să știți că nu e cum ne închipuim noi. Sunt foarte mulți oameni care cred că își pot face dreptate prin gesturi violente, dar puși în fața violenței nu mișcă. Violența nu te satură. Violența e ca o sete continuă. Și în mod cert, nu reduce absolut niciodată furia. Un domn din înalta societate umanistă a României m-a acuzat că am fost împotriva documentului de la Istanbul, care era împotriva violentării femeii. Nu. Eu nu împotriva violentării femeii. Adică sunt împotriva violentării femeii. Dar nu pun egal între femeie violentată și drepturile minorităților sexuale. Nu puteau intra în același act. Se vede că au strecurat-o pe sub ușă. Nu-i cinstit ca dintr-o problemă de dramă unor femei să faci ideal politic și ideologie. Nu e cinstit. Dovadă că în timp ce eu muncesc spovedind femeile din două centre de femei violentate, dumnealor încă învârt pârghile politice ca să facă pe deștepții. Eu din noiembrie, după referendum, am încheiat orice fel de târg pe care l-aș fi putut face vreodată cu politicul și ideologicul din România. De-aia mi-am suflecat mânecile și îmi pare rău că nu puteți fi în 20 septembrie la Sibiu să veniți să vedeți ce centru de zi pentru oamenii care suferă de cancer și fac radioterapie, deschidem. Nu e mare, dar e ceva. Le spunem că nu-i mai lăsăm singuri. Dacă vreți să schimbați ceva și să nu strângeți de gât, nu-i lăsați pe ceilalți singuri. Cum să te comporți cu un tânăr care nu-i place munca, spunând că încearcă să trăiască precum crinii și își cere bani? Păi, crinii cresc gratis. Îi spuneți ficior, pa! Pa, crini! Astea sunt aberații și ei merg pe sărăcia noastră, pe slăbiciunea noastră pentru ei. Ați remarcat că la Arad e o hotărâre locală în care dacă îi mai prinde pe cineva cerșind, trebuie să muncească de banii care sunt găsiți asupra lui. N-ar strica. Numai că într-o țară în care toată lumea cerșește de la toată lumea, începem să avem probleme majore. Tinerii nu muncesc și din aceea că li se pare că mai e loc de lenevie. Nu puteți nici să-l bateți, știți. Nici să-l strângeți de gât printre altele. Dar puteți să-i găsiți ceva de banii pe care îi dați. Nu vrea, nu papă. Eu am fost în Ghana odată și jumătate din sat avea curent electric și jumătate din sat n-avea curent electric. Și ăștia care aveau curent electric scria
no vote, not change, not light. Nu votați, n-aveți lumină. Ăilalți spuneau, not light, not vote. Nu ne dați lumină, nu votăm. Era aceeași interpretare, dar... Tânăr de 25 de ani cu situația acasă își petrece timpul cu jocuri, băutură și nu dorește să vină acasă la părinți și nu muncește. Cum să procedăm să-l adunăm de pe drumul cel bun? Păi uite, poate n-ar strica să vedeți unde joacă jocuri de noroc și dacă e legal unde joacă. A un început așa, v-am șoptit numai. Bine, acum la cum reacționează la noi organele în drept, s-ar putea în 10 ani să rezolvați treaba, dar... E important să vedeți de ce s-a depărtat, nu doar unde s-a depărtat. Drama mea este că de câțiva ani, în asociația aceasta Crucea Albastră la care lucrăm la Sibiu, pe lângă dependenți de alcool și drog, am încercat să ne ocupăm și de dependenții de jocuri de noroc. Lista de așteptare e mare la toți, 30-40, la jocuri de noroc 187. I-a luat dracu. Noi îi lăsăm așa. Cum se cheamă Divizia Națională de Fotbal? Bet, nu știu cum, adică casă de noroc, de pariuri. Casă de pariuri. O casă de pariuri este cea care sponsorizează Liga Națională de Fotbal. Știți? Suntem împotriva alcoolului, dar îl accizăm și devine produs intern brut. Ataete. Și scriem după aia așa cu un soi de fariseism social, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pe bune, dau un pahar de țuică băut și aflat la volan, nu dăunează grav sănătății. Când intri în stâlp, te simți bine în stâlp, adică e o bucurie. Dai cu capul în stâlp, vai ce mă bucur, dar doar am dat în stâlp. Decât ca să vorbim în limbajul culților. Suntem farisei și parșivi, ăsta e adevărul. Suntem neatenți la nevoile reale ale copiilor. La fiul dumneavoastră sau la tânărul acesta de 25 de ani, când spuneți cu situația acasă, înțeleg ce vreau să ziceți, înseamnă că excesul de bani al părinților a dăunat grav educației lui. Știți cum se crește un nesimțit, nu? Dându-i bani cu nesimțire. Spuneți-ne ceva de regulile înmormântării și luxul care se face acum și cheltuială. Păi nu vă obligă nimeni. Până acum se plângeau că popii iau bani la înmormântare. Ia uitați-vă cât ia popa, poate că ia și popa, că dacă are copii de crescut, cu ce să-i crească? Că n-am văzut tuburi de aer prin... Că copii, toată lumea la școală, copiii popii, luați oxigen. Da? Ardealul e un pic mai așezat și vă recomand să folosiți corect, Părintele Protopop și părinții, să folosească corect regulamentul bisericii, în care comitetul parohial își asumă responsabilitatea finanțării parohiei. În Ardeal știți că așa e. Dacă comitetul parohial fixează prețurile, nu-ți convine, na, ce să faci? Oricum nu lasă popa neîngropat. Fițele le-a făcute. Au găsit și ei câte o știre din Oltenia, una din Banat și au făcut din ele bairamo și dacă ar ști lumea câți nu îngroapă instituțiile statului și lasă prin frigidere uitați și după ani de zile îi băgăm în groapă, atât să zicem ciocul mic și joc de glesne, cam așa. Dar în principiu, eu cred că regula este următoarea. Omul smerit nu face înmormântare mare. Om orgolios, nu zic al doilea cuvânt că e urât și începe cu prost, și neatent la finalitatea, până la urmă, tot viermite mâncă. Și dacă faci colaci de 8 metri, și dacă îi faci de 2 pe 2, și dacă nu-i dai. Și mai e ceva. Asta arată odată, în plus că suntem niște excesivi. Am nimerit eu într-o parohie odată, eram pe post de cască albastră, știți ăștia care intervin la meciuri dure. Și când s-au ridicat la parastează, la masă, băi, nu înțelegeai care e mortul și care e viu. Deci, când ridici, oamenii beți de la masa de parastați, vomiți pe crucea lui Hristos. Punct. Să vă rămână în cap. Să vă rămână în cap. Dacă mai cultivați beția ordinară, inclusiv a preoților câteodată, sunteți de vină. Sunteți de vină. S-au dus niște credincioși la Patriarhul Teoctist. Reală, reală. Hot news. Și au zis Părintele Patriarh, Părinte Patriarh, zice, preotul nostru care ni l-ați adus acum 4 ani, domne, e bețiv, domne, e... Domne, ne ia bani, domne, se comportă anapă, da, domne? Ce, băi, când vi l-am adus, era bețiv? Nu. Vă lua banii când l-am adus? Nu. Nu, îl iau înapoi când mi-l aduceți cum vi l-am dat. Mai e și vina comunității, nu numai omului, știți? Nu cultivați beția la parastase. Belșugul.
Știți că de la parastaz, dacă te ridici cu burta plină, risc să cazi în groapă. Așa, mai bine, mai ușurel, așa. Eu, ca preot, de la duhovnicul meu și recomand părinților slujitori. Recomand, așa am învățat și mi-a prins bine. Recomand, niciodată preotul nu are ce să caute cu să bea public. Nu există așa ceva. Un popă care bea cot la cot cu credincioșii nu e preot, domne. E șeful barului, bodegar. Ce-o fi vrea? Ce-o vrea el? Nu-i preot. Sau care mâncă din 3 străchini, când restul la mormântare mâncă dintr-o jumătate de străchini. Popa hulpa. Ăla nu-i popă, domnule. Unul care și-a ratat cariera. Trebuia să se facă orice altceva. Nu zic meseria, că și așa suntem derute săraci. De-aia e chestie de gingășie. Parastasul e cea mai gingașă dintre mese. E un fel de pupic pe obrazul mortului. Vă rog. Vă rog. Da, credința n-are morală? Vă rog să insist. Noi nu știm cine suntem. Ne-am născut și morim și nu știm cine suntem. Mi s-a spus că suntem români. Nu se știe dacă noi suntem români. Din cauza că Dumnezeu n-a făcut un român. A făcut un om și o femeie. România este numele țării, a noastră este numele de om. Noi oamenii din România, noi oamenii și Dumnezeu. Am spus și eu că nu toată lumea are buletin de Buhuș. Are foarte mare dreptate, dar știți, suntem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Eu răspund la ce mi se pune. Dacă era o întrebare despre credință, îmi spuneam. Bine. Dar acum, pentru că a spus, să știți, în niciun caz credința penticostală nu e cea dreaptă. N-avem cum să petrecem toate subiectele, de aceea, vedeți, valoarea bisericii stă și în preoției parohii. Întrebați-vă parohii care predică, propovăduiesc, pictează biserici ca să învățăm din toate. Biserica întreagă este o școală din care învățăm. Dacă deschidem ochii, dacă suntem atenți la mesaje, dacă ne creștem corect cordialitatea cu biserica. Dar revin, pentru a avea credință, credința naște și morală, inclusiv civism. Dacă se reproșează ceva bisericii ortodoxe în ultima vreme, că nu crește în civismul credincioșilor. Serios? Ați auzit îndemnuri la ucidere în biserică sau la alcoolism sau la curvie? Băi, bă, toți, îmbătați-vă că ne ajută Dumnezeu. Nu e așa. Confuzia pe care o avem de înfruntat nu privește doar măsura credinței, ci și măsura moralei noastre. Dacă vrem să fim mărturisitori ai credinței, trebuie să o facem și prin faptele noastre, care sunt fapte care au ca fundament morala. Era o întrebare odată, dacă un ateu convins poate să facă binele? Și răspunsul era, poate, dar cine a văzut vreodată un ateu convins? În tinerețe nu făceam cruce pentru că pândeau că nu aveam voie, ceva de genul ăsta. Acum, da, sunt două. Acum avem la îndemână toate mijloacele să propun. Da, noi ne-am rupt într-o oarecare măsură de frumusețea propriei noastre credințe. Știți, când eram băgați cu spatele în zid, vedeam ieșirea. Acum când toată lumea e la ieșire, nu mai vede zidul. Cam așa. Urmăriți atent ce puteți face, nu ce nu puteți face. Bucurați-vă toate lucrurile pe care le puteți face, nu pe cele care nu le puteți face. M-au întrebat copiii de ce ne facem cruce. Eram la o școală și am spus simplu. E ca așa atunci când dai mâna cu părintele. Să rămână părinte? Da, îmi da mâna. Eu sunt Necula, părintele, protopop, să trăiți. Cu Hristos cum să dai mâna? Decât făcându-ți cruce. Da? Ca și cum ai da mâna cu Domnul Hristos. E simplu. Vă rugăm un cuvânt despre icoana Maicii Domnului, sporirea minții. Unde o găsim? Mă întrebați despre un lucru pe care nu-l găsiți și cred că 3 sferturi din sală nu știe despre ea. E o icoană pe care eu am primit-o și eu, dar de la niște prieteni din
din Moldova. Toate icoanele Maicii Domnului sunt pentru sporirea minții. Când te uiți la Maica Domnului, îți dai seama că ai nevoie de foarte multă minte ca să înțelegi ce a făcut ea. Știți? Uite, de exemplu, ne spunea fratele că nu știm nimic despre Fecioria Maicii Domnului, că nu înțelegem nimic despre Fecioria Maicii Domnului. Sunt subiecte care sunt asupra Maicii Domnului, pe care le înțelegem doar contemplându-i icoana. Nu toate lucrurile se adresează empiricului sau cercetării fizice din viețile noastre, ci o parte celor metafizice. De exemplu, despre Fecioria Maicii Domnului, dacă te uiți la icoana ei, păi aia de la Runcu e mortală. Aia trebuie scoasă afară când mai urlă dracii prin cetate. Știți? Să vedeți cum fac toți așa. Să vă uitați că și icoana aceea, ca toate celelalte icoane, poartă pe sine cele trei peceți care vorbesc despre Fecioria Maicii Domnului, despre faptul că naște pe Dumnezeu din trânsa. Le-au trebuit bisericii foarte mulți ani, până la Sinodul III Ecumenic, ca să construiască mărturisirea de credință conform căreia cea nepătată, neîntinată, fără de prihană, Fecioară este născătoare de Dumnezeu. Nu sunt lucruri ușoare. Cu teologie ca și cu medicina. În urmă cu ceva ani, un medic explica într-o conferință de presă, explica o operație pe care o făcuse unei fetițe. Culmea că e o fetiță din apropiere de Buhuș, dintr-un sat de aici. Și a operat-o și povestea medicului explica, în termeni medicali, sigur, ceea ce s-a întâmplat în operație. Și unul dintre participanții la conferință zice: domnul doctor, vă rugăm acum explicați-ne și nouă ăștia mai proști un pic despre ce e vorba. La care medicul spune: îmi pare rău, dar medicina nu e pentru proști. Adică există o limită de la care cuvintele noastre nu ne mai ajută. Când nu ne mai ajută cuvintele, ne ajută tăcerea. Când nu ne mai ajută tăcerea, ne ajută gesturile. Ați văzut câtă glumă și câtă ironie s-a făcut pe seama oamenilor care merg în genunchi de jur împrejurul mănăstirii de la Nicula. Un gest preluat sigur din pietatea catolică. Asta este sigur că e așa. Dar care ascunde în el și nevoia oamenilor de a se manifesta într-un fel. Dacă am fi filmat la Antold sau la alt festival de muzică de asta, de mare bucurie pentru draci, cu ei căzând prin șanțuri și vomitând, imaginea era cu mult mai deplorabilă decât aceasta, dar ironia e pornită pe lucrurile curate. Un om când vrea să strice imaginea unei țări, atacă puritatea țării. Tot ce înseamnă curat. Că necuratul ce să-l mai atași? Că e acolo, e jos, e gata. Este născut Antichrist? Știe cineva? N-am aflat. Nu căutați să aflați. Dacă este, vom afla. A venit odată cu Tatăl Ceresc. A devenit doi oameni. Da. Da, așa e. Cred că toată teoria aceasta pe Crist și Antichrist, pe mine ca teolog, trebuie să fiu mai atent la Hristos decât la basmele despre Antichristos. Taina Bisericii stă în propovăduirea lui Hristos, nu în propovăduirea dracului. Că în ultima vreme, orice dintre oamenii care se simt credincioși să ne amenințe tot timpul cu tunuri, tancuri, mitraliere, avioane, ușurel, Evanghelia nu e despre așa ceva. E povestea aceea tâlcuită, teribil, de către înaltul Sfințitul Antonie, în care în Vinerea Mare, un călugăr într-o mănăstire fierbea un ou la candelă, așa liniștit, și intră starețul peste și: părinte, dar ce faci, mă, tare? Și aoleu, părinte, iartă-mă. Și nu-i o dracu m-a pus, la care dracul de după să vă fi serios, nici eu nu știam pe asta. Biserica nu-i spațiul propovăduirii diavolului. De aceea, teoriile despre Antichrist, indiferent cine le lansează, răspund personal despre ele. Părinții bisericii sunt mult mai echilibrați și mult mai atenți la Scriptură, nu la zvonuri. Că dacă am trăit după zvonuri, eram terminat de mult. Când vin copii, apar diferite neînțelegeri între părinți. Cum le evităm? Cum îmbunătățim relația? Păi fiind atenți la copii. Copiii sunt cei mai buni profesori ai noștri. Știi, nu e despre credință creșterea copiilor, dar ține de oameni de credință să-și crească copiii.
Oamenii care își întăresc credința între ei, fidelitatea între ei, în copii văd oglindirea fidelităților. Și atunci copiii sunt liniștiți. Dacă toată lumea investește nervi în casă, copiii sunt niște cecuri înalt pentru nervii părinților. Degeaba ne mințim, dar copiii sunt suma amețirilor din casă. Temperați, cu minți, calmi, bucuroși, încercând să împărțiți ce aveți de împărțit. Și care e cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care soțul o poate face soției după câțiva ani de căsnicie? Dincolo de ea, de la nuntă, tu n-ai să mor niciodată. Zice, lasă dragă, că mă scol eu să-i dau copilului lapte, tu mai dormi un pic. Când veți auzi asta, doamnelor, puteți să le faceți monument soților. Jumătate ați dat din mână, never ever. E drept, dar nici mame nu o să mai fiți acum. Asta era cu câțiva ani, dacă vă ziceam, era bună. Dar chiar cred cu certitudine că astfel de gesturi de gingășie, de tandrețe, fac familie. De ce se spune să nu ucizi, lucru corect, și totuși se slăvesc cei morți în război? Pentru că ei nu ucid, ei apără. O parte dintre ei apără. Să știți că și mie mi-a fost greu să înțeleg asta. A fost totuși ostaș în armata română la Revoluție. Până la urmă, dacă ar fi trebuit să trag, ce ar fi trebuit să fac? M-a ferit Dumnezeu. Dar oamenii ăștia pe care nu i-a ferit Dumnezeu, păcat că nu suntem în stare să citim scrisorile băieților de pe front în primul și în al doilea război mondial. Cum în fiecare clipă, în spatele lor era familia. Ei nu vedeau țara. Ei vedeau familia, suma familiilor alcătuiește o țară. În general, suma familiilor supuse aceleași frontiere se cheamă România. Cum să reușim să ne iertăm pe noi înșine? Prin efortul spovedaniei. Spovedania este cea care ne ajută să ne iertăm pe noi înșine, pentru că duhovnicul, dacă este un duhovnic strașnic, ne aprovizionează cu vitamina iertării. Un duhovnic bun e cel care te ajută să ca efortul iertării tale de către Dumnezeu să înceapă cu efortul proprii iertării tale cu tine, împăcării tale cu tine. E urât să-i vezi pe oameni că pleacă neîmpăcați cu ei de la spovedit. E groaznic. Unor îți iese, unor nu. Și nu-i numai vina oamenilor care vin la spovedite. Și vina noastră ca preoți că sub presiunea prea multor oameni uneori mai greșim și noi cu alcocalmina, aspirina, alcocalmina. Le dăm drumul prea repede pe banda rulantă. Uneori mai trebuie și un antitermic și altceva. Dar în general, eu asta am învățat. Să-i ajut pe oameni. Uneori nu mă iert pe mine că nu-i reușesc să-i fac pe oameni să se ierte pe ei. Dar revin. Și nu e ușor să te ierți pe tine pentru că ai toate argumentele să nu te suporți. De unde și nevoia rugăciunii permanente și nevoia așezării inimii noastre dinaintea lui Hristos tot timpul. Pentru copiii noștri plecați peste hotare, ce ajută cel mai mult? Ne rugăm pentru ei. Ce mai trebuie? Să-i așteptați în pace. Nu le creați datorii în plus. Hai mă, Ionele, vino și cu unul pe vecina aia, că n-are cine, mă, nu? Nu mai negociați cu ei pe banii lor. Știți bine cum îi câștigă. Și rugați-vă. Rugați-vă ca la vremea potrivită din viață să vi se întoarcă acasă. Nu la înmormântarea dumneavoastră, cu mult înainte ca să vă pupăcească cât sunteți vii. Să știți că avem niște copii excepționali în diaspora. Nu vă dați seama, dar eu mergândesc printre ei, văd și ce și-au luat românii prima dată cu ei când au plecat peste hotare. Și-au luat morții. Pe pomenii cele de peste hotare, vii sunt cam atâta. Morții, două coloane. N-au uitat pe nimeni. În liniștea de acolo și-au adus aminte tot timpul despre cei care sunt acasă în cimitir. E interesantă imagine. Și mai e ceva. Să știți, copiii noștri de peste hotare nu trebuie să se întoarcă acasă. Țara nu e în spatele lor. Țara e înaintea lor. Ei doar vin acasă. Și vin acasă pentru că au unde veni. Le tot spun, suntem în cea mai fericită situație. Vă dau un exemplu. Dacă un italian se enervează pe Italia, unde pleacă? Pa! Un spaniol, dacă s-a enervat pe Spania, unde se duce? Românul s-a enervat pe Italia, pleacă în România. Stă un pic și după aceea se întoarce în Spania.
Adică au posibilitatea de a se mișca suficient de mare. Și să știți, să nu vă îndoiți că vă iubesc. Să nu vă îndoiți nici o clipă că vă iubesc. Sau că au uitat. Că nu vă sună, vă spun eu, muncesc de le sar capacele. Se aude din țară cum le sar lor capacele acolo. Nu faceți mofturi și nu cereți lucruri care nu vă reprezintă. Ei știu ce să vă aducă. Ei știu ce să vă aducă. Pe nu mă distrează cum se chinuie să aducă mașinile în țară ca să plece înapoi cu ele. Pentru că în fiecare portbagaj e câte ceva pentru fiecare. Uitați-vă bine. Un pic de uleiul ăla, un pic de săpunul ăla, se strânge, oricum mai vrea. Sunt darnici. Sunt darnici. Când au învățat cât de mult costă munca lor, au devenit extrem de darnici. Incredibil. Și sunt frumoși. Știți că eu îi văd la biserică când se strâng. Sunt niște comunități atât de frumoase, atât de frumoase, simpatici tare. În urmă cu câțiva ani eram undeva în nordul Irlandei, în Irlanda eram și cu prietenii de acolo și toată ziua mi-au povestit ei ce adevărat că aveau niște magazine super faine. Ce se poate mânca, ce se poate consuma, ce se poate purta ca haine, totul era perfect. Seara când am plecat cu părintele din comunitate de acolo să așteptăm autobuzele de la Suceava, se apropia Crăciunul. Și ne-am dus să așteptăm autobuzele care plecau din Suceava către Dublin ca să ridicăm niște cărți pe care mi le trimiteau cei din țară. Când am ajuns, o coadă imensă de români la autobuze așteptau cozonacii. Adică e ceva care tot timpul le lipsește. Să știți că în inima mea oamenii ăștia merită toată dragostea noastră. Rugați-vă și așteptați ca să aibă la cine se întoarce, că tot ne place să folosim. Și dacă vin prea târziu și sunteți trecuți în Împărăția lui Dumnezeu, nu fiți supărați. N-am făcut copiii ca să stea cu noi. Am făcut să zboare. Zborul unora e mai mare decât zborul nostru. Atât. Pe mine m-a întrebat cineva, zice, părinte dumneavoastră, umblați foarte mult. Zic, măi, eu umblu mult în fiecare zi, când mă duc la liturghie la Ierusalim. Acolo trebuie să ne vedem toți, în Ierusalimul Ceresc. Când tinerile fumează și chiar și bătrânii, sufletul lui Dumnezeu ne-a dat Dumnezeu sufletul din la curat și noi îl împuțim. Acum, țigara nu merge chiar în suflet, dar e un pic de adevăr în ce spuneți. Mi se pare nedrept să dăm vina tot timpul pentru tineri, pentru toate prostiile prin care am trecut și noi. Nu, eu zic, încurajați-i să-și vadă finalitățile și ei vor înțelege din asta foarte mult. Când m-am hotărât eu să mă apuc de fumat și băgam mâna în foc, că n-am să mă las niciodată, că așa-s băieții în tinerețe, cred că nimic din ce li se întâmplă atunci nu poate fi evitat pe viitor. Tata, care nu era, era frizer de profesie, a venit la mine și stăticule, te-am văzut, te-am mirosit că ai început să fumezi, țineți minte cei bătrâni, Snagovul era 10,50 lei și zice, avea cel mai bun filtru în vremea aia, și zice, tata spune acolo 10,50 lei, uite, era o cutiuță mică de metal, o farfurie din aia din care mâncam noi înghețate pe vremuri, că acum nu mai știu din ce mănânci înghețate, că au făcut toate formele. Și spune tata acolo 10,50 lei și te rog frumos să ai grijă. Bine, tata, am înțeles. Mi-a fost o rușine să iau banii aia de acolo. I-a luat fimiu când avea 5 ani ca să-și completeze colecția lui de monede. Dar eu din clipa aia m-a lăsat cu totul de fumat. Adică e și o chestie în care să nu-l faci pe ăla să se simtă prost când vrei să-l îndrepți. Știți că nu e un examen, nu e un concurs. E pur și simplu o încercare în viața lui. Dacă banul e ochiul dracului, ce caută în biserică? Îmi pare rău că n-am la mine câteva imagini. Am fost acum o săptămână la Noviodunum, la Isaccea. Acolo unde există bazilici creștine din secolul III. Pomenele din secolul V. Este un Hristos care ține în mână crucea, iar pe una de secolul VIII era o icoană a Maicii Domnului superbă, pe ban. Da? Banii pot fi îndumnezeiți. Dracii nu, oricât de perfecți ar părea câteodată. Fiecare finalitate a banului are valoarea dăruită de dăruitor. Sunt ochii dracului pentru aia care se uită în ochii dracului. Pentru aia care se uită în ochii săracilor, banii sunt binecuvântare. Nu vă mai luați după toți. Și apoi, ce ochi să fie pe o hârtie? Cum știm să ne alegem viitorul sau ce e bine în viață? Nu știm.
De obicei întrebăm, ne sfătuim, uneori ne iese prost, mai ratăm. Viața e făcută și din ratări. Important este să vă păstrați credința că în ceea ce privește viața fiecăruia dintre noi, cârma e la Hristos Domnul. Nu se poate schimba nimic din existența noastră dacă noi nu avem bunăvoința de a ne lăsa în mâna lui Dumnezeu. Nu fiți încrâncenați. E lucrul cel mai important. Uneori, direcția în care mergem nu e cea bună. Știți că s-au întâlnit cele de pe țărm, de pe mare, apărea înainte cele mai mari o navă militară britanică, cea mai puternică navă pe care o avea în vremea aceea Marea Britanie și un pic ceață. Și ăștia zăresc de la distanță o lumină. Și ăștia suntem nava Amiral Nelson. Suntem nava. Dați-vă la o parte că sunteți în șenalul nostru navigabil. Ala spune, nu. Voi schimbați cârma, luați-o dreapta 3,6 grade, pentru că nu e bine ce faceți. Suntem nava Amiral Nelson. Vă rog frumos să vă predați. Suntem Marina Britanică. Vă rugăm să vă dați din calea noastră. Nu, iertați-mă, îi răspunde beculețul, dați dreapta 6,8 grade, că deja ne apropiem periculos unii de alții. Dom'le, îți ordon, sunt capitanul navei cu tare, nava Amiral Nelson, eu sunt pasnicul farului, dați-o în dreapta, că intrați în țară. Cine păzește farul? Ăla trebuie să aibă calitatea de a vă ajuta să nu vă cerniți de țară. Ce părere aveți despre programatorii neolingvistici și metodele lor de tratare a persoanelor cu diferite probleme? E o încercare. Bănuiesc că n-au ajuns neurolingviștii la Buhuș, dar aud în schimb că au ajuns aparate moderne în spital, lucru mult mai important. Sunt unele lucruri pe care trebuie să le tratăm cu ceea ce știm, nu cu ceea ce încercăm să facem, știți? Dar neurolingvismul este o parte interesantă din cercetare. O să vedem cum evoluează. De câteva vreme am hotărât ca să încercăm să facem pe un canal de YouTube sau cumva întâlniri cu mai mulți medici. Conceptul se cheamă Priest and Doc. Adică popa și doctorul, cam așa. Pe care să le explicăm oamenilor în întrebări și răspunsuri foarte rapide despre ce e vorba în anumite boli. Și am început cu epilepsia, care e privită, are un status extrem de nenorocit. Adică un om care face o criză de epilepsie, deci știți că oamenii bolnavi de epilepsie, care au convulsii, în boala lor nu se tem atât că fac convulsia, cât că această convulsie le loc pe stradă și toată lumea scuipă pe ei. În încercarea noastră de a dovedi că se poate trăi ce avem de făcut în astfel de situații, trebuie să ne învățăm unii cu boala celorlalți. Asta e, suntem o societate în care, dacă tot vrem să fim umani, trebuie să învățăm despre boala celorlalt. Eu am trăit să văd un om în stop cardiac despre care toată lumea spune, lasă-l bă, că e beat. Cunoștințele mele minimale medicale m-au ajutat să înțeleg cum era în real într-un stop cardiac. Nu avea nicio legătură cu ce credem noi despre el. Și apoi dacă era beat, ce? Aia nu trebuie ridicați de jos? Adică suntem într-o societate în care unii sunt puri, alții sunt impuri, ăia puri sunt deștepți. Nu e așa. Neurolingvismul are această calitate. Sunt convins, revin. Cred că la Buhuș n-a luat încă autobuzul de la Bacău la Buhuș neurolingvismul, dar în preocuparea unor oameni s-a descoperit că dacă se merge pe inversul informației cerebrale, se pot modifica, pot apărea modificări pozitive ale unor boli. Sunt convins că e una dintre posibile tratamente. Cine ar crede că, de fapt, cel mai bun tratament cam la toate bolile e îndemâna noastră și se cheamă Sfânta Împărtășanie? Dacă noi le vorbim de Sfânta Împărtășanie, e prea simplu. Prea simplu. Dacă le vorbim de sacroterapie, deja încep să se gândească. Dacă le aduce pneumatosacroterapie, deja, wow! De ce adopția este mereu criticată? Ești egoist dacă vrei să adopți mai mulți copii? Nu. E, din contră, zic că e binecuvântare. Până la urmă, țineți minte că în Evanghelie avem un copil adoptat. Mamă, iată fiul tău. Acolo e fundamentul adopției. Mama, iată fiul tău. Sunt oameni care au curajul să înfrunte necunoscutul. Sunt niște mari curajoși. Adopția nu e o chestie de plesneală, să știți. Nu e copilul până e bine și poate îl dai ca sughițat. Și că nu te respectă. Iar între copiii adoptați am constatat că sunt lucruri atât de impresionante în viețile lor încât
Se vede că Dumnezeu e acolo cu mâna Lui. Am fost într-un penitenciar din țară și când m-am uitat în sală între băieții aia care erau condamnați unii pe ani buni, să știți că m-a impresionat foarte tare că mai mult de 3/4 dintre ei mi-au spus că ei n-au tată și n-au mamă. Că n-au iubite la care să se întoarcă. Când ai unde te întoarce, mergi înainte fără sens. De aia, faceți tot ce puteți. Când nu pot fi adoptați de o persoană, adoptați-i ca și comunitate. Am trăit un moment impresionant pentru mine, în urmă cu ceva vreme, tot într-un penitenciar, un nene care era foarte activ în viața de acolo și cânta și picta și când să ies din sală, mi-a strâns mâna, ce părinte, dumneata ești nepotul lui nenea Stoica, așa lui tante Ileana, nu? Da. Dumnezeu să-i odihnească. Au fost singurii oameni care mi-au dat să mănânc vreodată pe săturate. Bunica a murit de 10 ani. Dați-le, mama, fiți lângă ei. Fiți lângă ei. Adopția, revin, e darul lui Dumnezeu pentru unii dintre noi care n-au darul nașterii de prunci. Sau îl au și mai vor. Pentru mine cel mai impresionat, eu cunosc cazul în care oameni care au avut 4 copii, când copiii au plecat de acasă, au mai adoptat 2. Și a zis, bă, dacă am adoptat 2, îi las 2, sunt o joacă. Am 17 ani, la mulți ani. Voi împlini 18 ani în postul Crăciunului. Doamne ajută! Colegii mei de Crăciun, colegii mei sunt în vacanță sau cu familia. Pot îndrăzni să cer duhovnicului meu să-mi dea binecuvântare să fac petrecerea în post? Poți, dar nu știu dacă ți iese. Poți. Cine te oprește să te duci să zici, Părinte binecuvântat, să fac chef cu icre și cu morcov ras? Și... Încearcă. Am să mă rog să-ți iasă. Cum trebuie să reacționăm dacă fiul nostru ne-ar spune într-o zi că vrea să se călugărească? Fiecare reacționăm pe măsura inimii noastre. Dacă sunteți niște oameni apropiați de biserică, vă dați seama că partea cea bună și-au ales-o. Călugăria nu-i parcare pentru neputincioși sau pentru ratați din viața socială. Nu vă mințiți. Chiar săptămâna trecută, mergând undeva la Tulcea, la o mănăstire, am întrebat pe părintele cum stă cu ucenicii și ce părinte, de foarte mulți ani nimeni n-a mai bătut la poarta mănăstirii. Lăsați-vă copiii să bată la poarta mănăstirii. E frumos. Eu i-aș duce pe copii măcar în vacanțe, să ajute, să asculte, să se roage. Nu este împotriva sănătății sufletești contemplarea lui Dumnezeu. Nu le scoateți ochii. Să știți că într-o plajă din Grecia și rugăciunea de seară într-o mănăstire, aia din Grecia îi crește spre altă viață, asta de la mănăstire, spre o viață suficient de decentă, când vor fi mari și vor merge pe plajă în Grecia, să nu se lasă ispitiți. Care este diferența între a fi om și a fi un om? Nu știu că eu stau rău la limba română, nu prea cultiv speculațiile. Cred, personal, că între oameni nu sunt diferențe. Sunt daruri care reacționează diferit. Îi auzi pe câte unul că suntem egali în fața legii. Așa este, dar nu și în fața inteligenței. Cât este de important, este de importantă spovedania? Păi, exersați și o să vedeți. Eu pot să teoretizez cât de important a fost tătărușanul la România-Spania. Foarte important, dar am luat bătaie. Cât de important a fost jocul cu Malta. Nu la fel de important, dar n-am luat bătaie. Spovedania e un exercițiu, este așezarea într-o taină a lui Dumnezeu, a cunoașterii lui Dumnezeu. Ea nu poate fi descris, oricât de mult ai chinui. Fiecare simțim spovedania altfel, pentru că fiind dialogul nostru, prin trialogul nostru, de fapt, că e dialog prin duhovnic cu Dumnezeu, ne-am detensionat foarte mult dacă ne-am spovedit cinstit. Tot stresul ăsta, toată încrunteala asta pe care o avem, s-ar detensiona, s-ar așeza într-o tensiune pozitivă. Dar noi ne încrâncenăm, suntem în până și duhovnicul îi spunem să ne spună ce am vrea noi să auzim, cam așa. Ori când duhovnicul este liniștit și cum, dar și el trebuie lăsat în pace, că noi ne-am cam omorât duhovnicii, să știți. Mergem acolo și omul ăla săracul doarme pe el, e rupt de foame, nu contează. Negul de pe vârful nasului tău e cel mai important. Când mergeți la spovedit,
sintetizați lucrurile cu adevărat importante. Și nu-l mai aburiți pe popă, că îl aburesc toți. Te duci acolo și începi. Păi Adam și Eva, pe vremea când locuiau la Buhuș, n-au stat la Buhuș, dar nu contează asta. Deci când Adam și Eva au început și au făcut și te duci prin Vechiul Testament și îl plimbi pe popă prin citate de parcă l-ar fi handicapat și n-ar ști. Și te duci, te duci, te duci, te duci și la un moment dat îi spui păcatul tău, dar ascuns printre altele, așa, în speranța că nu aude chiar tot. Nu, lucrurile sunt simple. Spovedanie e o chestie față către față. Preotul poate chiar să plece de acolo, liniștit. Iată, Fiule Hristos, te-ai nevăzut. Dacă te spovedești pe bune, nici nu-l vezi pe preot. Ia faceți testul ăsta odată. Am 26 de ani și sunt văduvă de la 22 de ani. Mă gândesc să merg la mănăstire, dar acum am răzgândit. Nu-mi doresc nici să înlocuiesc mirele meu cu un altul. Este bună aceasta pentru mântuirea noastră. Acum, eu zic să vă țineți de pulpana unui duhovnic și el vă va ajuta să găsiți calea. Sunt oameni care își găsesc liniștea pentru că au liniștea deja. Eu vă fericesc că sunteți așa de destinsă după 4 ani de văduvie. Asta arată că sunteți bine crescută în Hristos. Purtați-vă de grijă, liniștită, deschideți ochii. Sunt multe daruri pe care Dumnezeu le dă, dar asta, păstrării calmului în situații de criză, e fabuloase. Aproape că sunt lecții pentru toată biserica. Mulțumim că ne-ați spus de experiența dumneavoastră. Poate mai învățăm și ceilalți. Dar, în mod cert, rugați-vă și stați lângă un duhovnic, chiar dacă nu vă călugăriți. Era o tânără într-un oraș, pe vremea când părintele Schneeman era preot la New York și s-a dus la el și a spus, părinte, zice, vreau să mă călugăresc. Și a spus, părinte, foarte bine. Zice, te duci, era ce ești de meserie? Zice, sunt economistă. Bine, te angajezi la o bancă, lucrezi la ghișeu. Și cât timp? Un an. Și în timp ce ești angajată la ghișeul acela în care vezi sute de oameni și te întâlnești cu mii de situații, între timp n-ai voie să lipsești miercuri, vineri, sâmbătă și duminică de la vecernie și de la liturghie, dacă se slujește în biserica de lângă banca ta. Era foarte aproape. Gata, am înțeles. A pus-o un an să facă asta, după un an, e cum e, părinte, e ok. Mă descurc, văd sute de oameni, și că bun, acum mai e un lucru. Un an de zile, toți oamenii care vin la tine și simți că au probleme, pune-le în numele mic și pomenește în fiecare noapte înainte de culcare. Bine, așa am să fac. Dar ea continua să fie în lume. În al treilea an s-a dus la părinte, zice, ce zici? Am înțeles, părinte. Liniștea a împărăției lui Dumnezeu din tine nu e dobândită doar datorită unui loc. În toate pustiile e câte un leu care rage căutând pe cine să apuce. Dar dacă în tine e liniștea de care ai nevoie, restul sunt povești. Dar mulțumim oricum. Deci vă rugăm să ne explicați cum ar trebui să procedăm cu cei de lângă noi care sunt sub influența documentarelor, mass media, împotriva bisericii și a preoților, care spun că ei îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu merg la biserică. Doriți-le succes. Dacă îl iubesc adevărat pe Dumnezeu, vor ajunge la biserică. Nu poți să iei motorină de la aprozar, să o bagi în rezervă. Motorina o bagi de la benzinărie. Mă rog, sună prost motorină de la benzinărie, dar așa e. Biserica are capacitatea aceasta teribilă de a aștepta. Teribilă de a aștepta. Mergeam la un moment dat la un student de-al meu în vizită și n-avea niciun credincios duminică la biserică. Niciunul. Într-un sătuc orgolios altfel. Și m-am dus, am cântat la strană, ce părinte, dar nu v-ați tulburat că nu-i nimeni? Bă, eu deja văd viitorul aici, biserica va fi plină. Dacă vei continua să te rogi, rugăciunea ta va strânge oamenii. Poate că au treabă cu biserica. Foarte bine, până la urmă ne trebuie și un antivirus la orgoliul nostru că le facem pe toate bine. Nu trebuie să vă tulbure asta. Biserica tot timpul a fost crăpată în două, arsă, ucisă. Decapitată. Ați auzit de vreun mucenic care să fi murit de moarte bună? Nu, adică tot timpul, biserica, funcția bisericii este mucenicia. A te răstigni cu Hristos, a trăi cu El. Da, asta e. E o metodă ușurică asta cu mass media. Sunt și lucruri mai grele. Cum ajută pomenirile, parastasele și sfintele liturghii pe cei adormiți? În primul rând, dovedesc că ne pasă.
Dumnezeu e foarte sensibil la păsatul de cei care au plecat. Știți? E un fel de întâlnire cu ei. Renunțând, dar unii au spus că parastasul nu are fundamente în Scriptură. Are suficient de multe. Dacă facem bazele doctrinare ale parastasului, înseamnă că suntem chiar pierduți cu totul. Dar ceea ce e important este să înțelegeți că e o mână întinsă nouă de către cei care au plecat. Ia uitați-vă, luați-o sociologic, dacă vreți. La parastasul de 40 de zile sunt oameni mulți de obicei. Rana e încă proaspătă, vin din toate părțile și ați văzut că în jurul bunicilor se strâng nepoții, ne strângem. Ideea de parastas este a unei comunități. În timp, comunitatea se răsfiră și rămân fundamentele iubirii celui care a plecat. Soția, copiii și uneori nepoții, strănepoții, vecinii. Cum credeți că au stat satele noastre împreună? S-au sudat în astfel de mod. Nunți, botezuri, parastase, astea complete, servicii complete de asta. Pe atunci ar săpau groapa unii altora și nu cădeau în ea. Da? Adică era, în Ardeal există, de exemplu, vecinătățile. Strânși pe grupuri de case, se sprijineau între ei și se ajutau. De exemplu, la o mormântare la care murea mama într-o familie, femeile din comunitate pregăteau mâncarea, pregăteau tot ce trebuia pentru ca femeia să nu, adică cei din casă să nu sufere din lipsă de ajutor. Ne-am pierdut creștinismul ăsta activ. Îl privim de departe. A zis, când vrei să dai pomanul unui sărac, preferi un ban decât să mergi să-i cumperi o bucată de salam. E drept că s-ar putea și să se întâmple să-ți arunce salam în cap, că nu-i place, dar că mai nou avem toane, vor kebab, mâncare tradițional românească, da? Sau au fost odată la un cămin de bătrâni și ne întrebau bătrâni, dar oare sarmales cu ciuperci? Oh. Ne-am fițoșit. Ne puteți povesti din întâmplările împărătesei Elena când a ajuns la Ierusalim? Nu le știu eu pe toate. N-am fost factul martor ocular. Din tot ce am citit din viața Sfintă Elena, mie povestea care mi-e cea mai dragă e nașterea lui Constantin. Dar o țin pentru mine, că aia nu-i la Ierusalim. Pentru crucile din biserică se folosește o pătecică din lemnul sfânt al crucii Mântuitorului. Nu. Nu toate bisericile dispun de dragul acesta, dar în mod cert, toate crucile de pe biserică sunt legate de crucea Mântuitorului Hristos. Semnul crucii are în sine puterea semnului Hristos. Oamenii nu știu, dar dracii știu sigur. Știți? Ce s-a întâmplat la ultimul sinod? Doresc adevărul. La ultimul sinod. Asta a fost prin martie. Nu știu că nu a fost acolo. Despre care adevăr vorbiți? Cum putem atrage noi ca tineri, alți tineri la biserică? Cu decență. Fără să trageți de ei, fără fițe. Nu vă băgați prune în gură. Da, sunt la biserică, ne iubesc. Fiți voi. M-am uitat la Ito, la întâlnirea de la noi, de la Sibiu. Erau așa simpatici tineri. N-ai ce-o treabă. I-am văzut în aceeași vreme la priveghere și la o cafea împreună. Nu i-am văzut fumând. Și asta trebuie să spun că m-a bucurat foarte mult. Dar m-a impresionat mult. Ne-au comentat unii că în sâmbăta dinaintea duminicii ultimii zile din Ito, am pus compactul să cânte pe scenă și pe Andra. Mamă, ce ne-au mai zis unii păcate. Că ce trebuia să faceți priveghere. Adevărul că paralel cu concertul, 500 de metri mai încolo în catedrală, era priveghere. Cine a pus priveghere acolo a stat. Tinerilor trebuie să li se dea alternative. Alternative de calitate. Asta e important. Alternative de calitate. Cum trebuie să acționăm sau reacționăm când alți tineri se amuză pe seama bisericii? Zâmbiți, destinși, biserica suportă. Eu însumi fac câteodată caterincă de mine, caterincă de ceilalți. Știți că umilința e, ține de nu? Humor, care e humus, nu? Humus și amor. Humor, dar nu humor. Nu prea e humus, e piatră pe acolo. Adică lăsați-i, bucurați-vă că măcar așa bagă biserica în seamă. O, câte iubiri n-au început de la câte o șicanare de genul ăsta. Ești urâtă, tu pleacă de aici. Du-te, bă, în nas mare. De aici pleacă. Da, câte o șicanare din drag. Și mai e ceva, să știți că pe mine mă distrează foarte tare tinerii care, adică mă supără când tinerii ne critică pe lucruri care nu sunt adevărate. Pe alea, când ne critică, pe alea adevărate, iubesc.
Dacă ne iau la mișto pe chestii, am unul care tot timpul spune, bă, voi cu închiziția, așa, Gică, obișnuiește-te, e la cealaltă secție din biserică. Nu e la noi, la celălalt spital. Ce vă deranjează cel mai mult? Persoana mea, în mod cert. Nu e suficient de educată, echilibrată. De ce călugării nu acceptă să pomenească creștini catolici la Sfânta Liturghie? Păi cine vă pune să le spuneți că sunt catolici? Vă treziți ca deștepți. Ionică catolic. Lasă-l, tată, Ionică-i om. Zic și eu ca bunicul. Firea omului nu-i confesională. Asta-s prostii de ale noastre. Da, ne apucăm și scriem. Sunteți ce simpatice pomenicele. Ionică, Pătimaș, Gheorghe, Curvar, Vasile, Bețiv, Ionel, Elev. Ce trebuie să știe pop? Preotul, dacă e preot, știe să pomenească numele, e prezentat înaintea lui Dumnezeu cu act de identitate și cu carte de muncă cu totul. Vă asigur că Dumnezeu știe de cine vorbim. Deci nu mai fiți oșenia, nu? De exemplu, românii noștri care lucrează în străinătate. Mulți. Știți că sunt mai mulți afară decât acasă ca locuri de muncă și ca muncitori. De fiecare dată când îi vezi în pomenice, se jenează așa. Deci ei trăiesc la un patron foarte credincios, care îi plătește foarte bine pentru ca ei să-și poată crește cu decență copiii. Cum nu l-ai pomenit pe omul ăla? Că biserica spune să-ți pomenești binefăcătorii. E corect? E corect. Și vezi săracul că scrie acolo. Giuseppe, în paranteză mic, catolic. Dar lasă-l, frate, că m-am prins eu că Giuseppe nu poate fi din Marțian. Sau, Catedrala Metropolitană din Sibiu. Hramul Sfânta Treime. Da? Care are ca principal donator la început pe împăratul Franț Iosif. Să știți, ăla am auzit eu că nu era ortodox. Dar e acolo. E acolo. Că acum avem noi niște ortodoxi care ne dau bani la construcții de biserici. Mari creștini. Mari. Îi și pictăm ctitori pe câte unii. Da? Omul nu e un creștin dacă nu e om de plin. Așa că pomeniți și nedeplinii acolo, că nu se întâmplă nimic. Doar biserica e pentru ăștia care nu sunt sfinți. Pentru sfinți e raiul. Deși noi zicem la biserică așa de fain la fiecare zi, să luăm aminte, sfintele vouă, sfinților. Nu? Înainte de a-i împărtăși pe oameni. Vezi cum pleacă din biserică. Unii chiar simt că nu e locul lor acolo. Cum putem noi, ca adolescenți, să ne apropiem de biserică? Încet. Nu intrați cu skateboardul, bine? Cum vreți voi, apropiați-vă. Cum vreți voi, refuzați să fiți mobilă în biserică. Spuneți, părinte, eu am venit astăzi că vreau să cânt la strană. Bă, dar n-ai nici voce, nici ureche. Mi-a zis nenea Ion, nu-i nimic, eu vreau să cânt. Nu vă poate opri nimeni. Într-o duminică, la liturghie, în buricul catedralei, o doamnă. Toi, Pavarotti ar fi murit de rușine la ce voce avea femeia. Nimeni din jur... Eu mă așteptam o comunitate serioasă, ar fi trebuit să se încrunte. Râdeau ăștia în catedrală, de se putem abține. Până când a trebuit să ne oprim și am zis, doamnă, uitați că acum facem. Acum vă opriți și luni la liturghie veniți și țineți strană. Păi de ce? Nu vă aud decât pe dumneavoastră. Am o problemă cu microfonul și cu urechea. Nu vă aud și nu mă pot concentra. Tinerii au nevoie să îi lași să rămână tineri. Niște tineri îmbătrâniți prin fițele noastre nu folosesc nimănui. Deci, dragul meu sau draga mea, liniștită, frumos îmbrăcată, cu bun simț și cu prietenie cu părinte, ai ce treabă. Ești primită, ideea că biserica n-are tineri e falsă. Dacă te uiți duminică, am zis că la un moment dat va trebui să facem cercetarea aceasta. De pe filmele doxologiei și trinitatului, să luăm ce oameni se împărtășesc la dumnezeiască liturghie. O să vă uimiți. Și cine poartă copiii mulți care vin la împărtășanie? Nu mai poartă bunicile. Bunicile sunt ocupate cu telenovelele. Dacă duminică dimineața ar fi Elisa, am fi gata. Elif. Ne-am nenorocit. Gata. Sau Soliman Magnificul ăla, că ne-a cucerit pe toți. Ha?
fiți mai atenți la oameni și nu sunt probleme, clar nu sunt. Nu trebuie o biserică specială pentru asta, o liturghie. Mai e câte un părinte care zice că ne-ar trebui o liturghie pentru tineri. Păi liturghia, cum e ea făcută, e pentru tineri. Doar că o cântăm ca babele. Știți? Auzi câte unea, de o jumătate de oră, doarme și Duhul Sfânt. Liturghia este foarte dinamică. Doamne miluiește, ăsta e dinamic. Foarte dinamic. I-ați mai auzit pe câte unii că spun că biserica propovăduiește frica. Bă, ați auzit vreun preot în biserică să spună frică tuturor, înjurați-vă unii pe alții. Ați auzit asta? Pentru frica de sus și tremuratul sufletelor noastre. Nu-i la noi. Vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc. Despre adevăruri pe care nu le stăpânesc. Și atunci că de ce recurg oamenii la sinucidere? Puh, grea întrebare. Cred că un pic dezamăgiți, sub presiune. Nu mi s-a întâmplat să văd un om fericit sinucigându-se. Nu mi s-a întâmplat până acum. Vă rog să ne explicați falsitatea afirmației din media, vrem spitale și nu catedrale. Având în vedere faptul că BOR a sponsorizat construirea 45 de structuri medicale. E puțin. 45 e un număr mic. Cred că mult mai mult a sponsorizat biserica. Să vă spun că șoaripa spitalului din Buhuș e făcută în 34 de biserică. Ce Dumnezeu, stați în Buhuș de atâta timp. Sunt lucruri pe care lumea crede că biserica acum trebuie să le facă. E dreptul lor să ne spună. De fapt, soluția e simplă. Și. Dacă n-ar fura la construcția spitalului, cum nu furăm la construcția catedralei, am fi niște fericiți. Aventici Segărceanu. Știți? I-am spus unei doamne care a fost foarte ministru de câteva ori, i-am zis, doamnă ministru, vă rog frumos să mă credeți. Dumneavoastră nu vreți să dați bani bisericilor că vă e frică că arată toate satele ca vărate cu șagapia. Și nu mai aveți cum să manipulați oamenii după aia. Că în bunăstare omul nu e manipulabil. Câtă disciplină, câtă curățenie în mănăstiri. Mai zis eu. Nu mai zic de mănăstirile din apropiere, că zice lumea că sunt sponsorizate. Părintele Stareț aici prezent. Sau Maica Stareț, fata în sfârșit la priveghiere, să la casă odihnește și ea rugăciune. Măi, oameni buni. Cred că avem nevoie de toate. Dar avem nevoie, în primul rând, de bun simț. Eu sunt bucuros. Mie nu poate să... M-am întâlnit cu o doamnă onegistă. Știți că asta e o meserie nouă. Și mi-a zis că ea e onegistă. Și am zis și eu, doamnă, cum să fiți onegist? Sunteți preot. Doamnă, conduc cea mai mare asociație anti-alcool și antidrog din România. Îmi negi calitatea de președinte al asociației? Exact. Exact. S-au supărat unii că i-am zis unui domn, coleg de platou cu mine atunci, într-o emisiune, să punem mâna pe carte. Chiar e nevoie, știți? O țară nu poate fi condusă de pe Google. Și nici de gâgă, cum e acum. Deci o țară poate să fie condusă doar de lideri. Liderul este montat direct la Hristos. Când nu e montat direct la Hristos, iese rău. De aia, cred că e nevoie și de... Bine că ne-au spus că vor și spitale și catedrale, dar poate... Vorba unui domn care a scris în Dilema un articol săptămâna asta, zice, vrem săli de spectacole, nu vrem stadioane. Nu vedeți că nu avem unde cine George Enescu? Dita mai festivalul. N-am fost în stare să-i cumpărăm lui Enescu partiturile. Stat de Mucava. Ne-am strâns toți să luăm statuia lui Bietu Brâncuș. Adică omul ăla s-a nevoit, a făcut, o s-a chinuit, o căuta piatră, domnule, o frecat la piatră și nu ne-am fost ăsta să o cumpărăm. Cu conscripție publică. Vă aduceți aminte să ne fi spus cineva unde au intrat banii de acolo? Eu nu mi-aduc aminte. Adică să le dea Dumnezeu la toți care vor spitale, să învețe în primul rând să nu fure, cum nu fură biserica. Că tot ce am primit, că le-am zis unora, voi vă legați de construcțiile noastre, că toți banii dați, se văd. La voi n-aveți cum să spuneți ce ați furat, că nu se vede. Vă găsește DNA-ul cu ce ați furat, că le-ați ascuns bine prin hârtii pe acolo. Vrem autostrăzi. Fără îndoială. Excepțional. N-ar trebui să începem educația în circulație la mașinile cu
puse volanele în mâna băieților ăsta de m-au încântat pe mine când am intrat în Bucuș. Pe bune. N-a trebuit să începem de acolo. Sau să nu pățim ca doamna aceea care și-a uitat poșeta în benzinărie și a intrat pe contrasens pe autostradă să meargă, a omorât 7 oameni. Sau ca nenea ala care acum câteva săptămâni se încăpățâna să meargă pe contrasens, că el vrea să audă în satul ăla, de acolo vreau să aud, de acolo. Nu, bine, frate, dar mergi pe partea aia și ești pe ducătură. N-avem încă, din nefericire, educația civică de a înțelege cât ne duce capul. Și atunci visăm la cai vers pe pereți, de obicei. Am schimbat culorile la pereți, dar nu la cai. Știți? Vă rugăm să ne spuneți dacă se poate căsători un ortodox cu o persoană catolică. Cu o doamnă, bănesc. Un ortodox cu o catolică. Păi, eu zic că da. Ce să-i oprească? Dar ce iubire e confesională? Și apoi ce, vă căsătoriți cu toată biserica catolică? Îi las numai o fărămiță de acolo care... Dacă se și botează la ortodox, nu. E și mai bine. Dacă eu aș întreba asta în Ardeal, mi-ar râde jumate de sală în nas. Știți? O jumate de sală așa, în Ardeal, îți râde în nas. Pentru că... Cum să faci? Să spui copilului tău că e interzis să se îndrăgostească de fata aia frumoasă doar pentru că... Sau băiat, sau fete, nu te îndrăgosti de frumosul ăla sau de copilul ăla cu minte. De parcă ortodoxia nu dă și calități. I-am scăpat odată gura, nu-i frumos ce am făcut, recunosc. Dacă era bețivă, urâtă și proastă și ortodoxă, era mai de preț decât cealaltă. Nu? Adică, nu confesionalitatea este calitatea cea mai mare a unui om, ci creștinismul lui. Cum îl trăiește, cum îl acceptă, cum crește din el. Astea, restul, sunt ale noastre, chițibușurile noastre. Dar eu sper să le ajute Dumnezeu. Legea nouă și legea veche, care este mai aproape de Dumnezeu? Păi legea nouă este cea care descoperă că legea veche a avut rost. Da? Fără legea veche, habar n-aveam. Nimic. Nici despre creație, nici despre istoria care a culminat în întruparea Mântuitorului Hristos. Hristos culminând, nu cum zice la Galateni, acolo 4:4, la plinirea vremii. El vine la plinirea vremii după o hartă de evenimente care a fost desfășurată în Vechiul Testament. Știți că doar mergând în Țara Sfântă mi-a dat și eu seama că Mântuitorul Hristos nu împlinește Scriptura doar în litera ei, ci și în geografia ei. Să vă dau un exemplu. Noi de ani de zile tot mergem și ne închinăm la locul cutare, locul cutare la Iordan. Locul de la Iordan, unde este și construită mănăstirea Sfântului Ioan de la Iordan, a noastră, aceea minată de jur împrejur, e construită în locul în care, după tradiție, evreii au trecut Iordanul și au intrat în Țara Sfântă. Sau. Numai când am filmat la... Da. Când am filmat în Betania despre învierea lui Lazar, uitându-mă în dreapta și uitându-mă în stânga spre Betfaghe, mi-am dat seama că, de fapt, Mântuitorul Hristos urmează, pentru împlinirea jertfei lui de pe Golgota, urmează drumul făcut de Avraam când l-a dus pe fiul său să-l aducă de jertfă. Pleacă prin Ierihon, urcă prin Betania, trece prin Betfaghe, intră pe ușa de aur, pe poarta de aur, care era o coastă a muntelui Moria în vremea aceea, și locul unde încearcă să-l omoare este o piatră care acum nu este supusă cupolei respectivei clădiri a musulmanilor, moscheei. Și în capăt de tot, unde e Golgota, de acolo iese din tufiș berbecul care îl înlocuiește pe Isaac. Deci Golgota este locul de unde iese jertfa la lumină. Cine mai știe acum că în Golgota, acolo în peșteră, a locuit Adam cu Eva, după tradiție, până târziu. Și profeții de la templu pe care îi întreabă la un moment dat magii unde este să se nască Hristos, și cu Irod, că Irod îi întreabă de fapt, și care spun că în Betleemul iudeic, că scris este, da? Acei profeți acolo locuiau. Pentru că locul acela era camera prin care intra împăratul, regele iudeilor, spre templu. Deci era un cale al regelui. Și el a întrebat pe primii, că bă, ăștia știu ceva, cate, ia veniți voi încoace. Cine mai știa? Deci Hristos este împlinitor inclusiv geografic al profețiilor din Vechiul Testament. Dacă aceste lucruri nu erau povestite și consemnate,
n-am fi înțeles nimic din jertfa Mântuitorului. N-am fi avut toată argumentarea legată de jertfa Mântuitorului. Și că vorbiți-ne despre autism. Mi-e greu, ne-a trebuit câteva ore. În schimb, vreau să vă zic o pildă. Un copil cu autism, cu disfuncții multiple, este adus la cateheză, în Biserica Catolică, că la noi nu-i aducem la cateheză, ca să primească prima împărtășanie. Deci era botezat și urma prima împărtășanie către 8 anișori, 9 acolo. În Biserica Catolică, în vremea aceea ca și acum, ca și în Biserica Ortodoxă, se pune problema dacă un copil care nu are toate funcțiile așezate în ordine, poate sau nu să primească împărtășanie. Am auzit niște teorii pe tema asta de încrapă obrazul de rușine câteodată. Așa a fost și în cazul copilului ăsta. Se întrebau episcopul, părinții de acolo, se întrebau, bun, împărtășim, ăsta are conștiință, nu are conștiință. Totuși, trebuie să zică câteva texte de Scriptură, adică trebuie să dea mărturie că știe că... În seara de ajun, când se pregăteau să-i ducă a doua zi pe copil la prima sfântă împărtășanie, au făcut un presepio din ăla unde cu ieslea Betleemului, unde au pus magii, un Hristos, un bebeluș de lemn într-o cobiliță de aia așa mică, Maica Domnului, niște statui acolo, toți topiți frumos, au cântat, au vorbit, părintele le-a explicat că se naște Hristos, toată lumea entuziasmată, emoționată. Și la un moment dat, părintele episcop le spune, acum copii, mergeți și îmbrățișați-L pe pruncul Iisus. Toți copiii au plecat spre statuia din presepio de acolo. Numai copilul ăsta cu autism, cu multe disfuncții, s-a dus către tabernacol, către chivot și a luat chivotul în brațe. El știa unde e Hristos. Hristosul real era acolo. Ce pot să spun despre autism este că e modul prin care Dumnezeu ne atrage atenția că Sfinții sunt printre noi. Fie că e vorba de copil, fie că e vorba de mamă, fie că e vorba de familie, o poveste ne spune că un tată, adângrănit de boala copilului său, rușinat că e copilul atât de bolnav, numai un tată cu copil bolnav știe ce înseamnă să te rușinezi de boala copilului tău, hotărăște să meargă în audiență la Dumnezeu și îi se spune că Dumnezeu e în vârful muntelui. Urcă ăsta, disperat, dacă îi spun eu acum ce am avut de zis de 10 ani de înghid de la toată comunitatea asta de... Îi arăt eu lui acum. Și urcă. Pe măsură ce urca obosind, foame, sete, ploaie, toate s-a moleșit de nu mai vrea să-i zică nimic, doar să ajungă să-i spună că își vrea copilul sănătos și bucuros acasă. Când ajunge în cabana din vârful muntelui, unde i-au spus oamenii că stă Dumnezeu, deschide ușa și vizibil nu era Dumnezeu. Era un slujitor al lui Dumnezeu, dar nu era Dumnezeu. Zice, dacă îl cauți, zice... Dumnezeu e în brațele unei femei, zice, într-o casă la poalele muntelui. Dumnezeu în brațe de femeie. Pleacă înapoi, fuge, coboară, abia ajunge în dreptul casei, deschide ușa și îl vede pe fiul său în brațele mamei sale. Dumnezeu iubește pe ăștia mai mici. Cu aia mare are El probleme. Cu cei mai mici în suferință, e frate. În numele Lui Hristos, vă rog, pe mamele care le vedeți că își cresc cu greu copiii, nu le bat jocoriți. Iubiți-le, nu le-au ieșit pe nas păcatele lor, le-au ieșit pe nas păcatele noastre. O societate, Dumnezeu să mă ierte, semi-autistă pe alocuri, neglijentă la drama copiilor, neglijentă la medicamentația de care au nevoie, neglijente la întinde mâna oamenilor care au nevoie de sprijin. Suntem toți cu spatele la ei. Mai bine întoarceți spatele decât să vi se vadă scârba pe față. Și dacă vă e scârbă, să vă fie rușine. În chipul acela al copilului se ascunde Hristos cu aceeași tărie ca în orice icoană la care mergem să batem metanii și să o pupăm în speranța că face minuni. Monseniorul Vladimir Ghica, vai că iar vorbesc de un catolic, Monseniorul Vladimir Ghica, după botezul copiilor, săruta tot timpul coșul pieptului copiilor și spunea sărut trăimea care locuiește în ei. Băi, oameni buni, vă rog eu, veniți-vă în fire.
veniți-vă în fire. Suntem prea puțini ca să ne mai permitem să fim și neatenți. Ajutați-i. Bine, nu-i trece strada dacă nu vor să o treacă, da? Nu în sensul ăsta. Fiți lângă ei. Să vedeți ce înseamnă în școală copiii cu autism. Eu sunt martorul unei munci de câțiva ani cu copiii pe care îi împărtășesc foarte des. Îmi zice să-i mănânci cu potir cu tot. Haioși! Copii care nu păreau că vor vorbi niciodată, acum vorbesc. Dacă îl dai pe Hristos, cu sinceritate și cu dragoste, Hristos se lasă primit. Și copiii ăștia știu să facă. Știți ce mult contează mâna lor în mâna ta? Știți ce important este să simți că te îmbrățișează un astfel de copil? Dacă nu știți, căutați și aflați. Cum am putea să ne împărtășim corect ca preoți între familie, să ne împărțim corect ca preoți între familie, copii, socie și parohia noastră? Cu grijă. Cu o singură excepție, undeva la pe marul Dunării, n-am văzut nicio statuie ridicată vreunui preot. La sfârșit ne ridică statuia, dar ne pun așa, la capăt. Cu grijă, fără excese, echilibrat. Și v-am spus, parohia trebuie să se obișnuiască cu noi și așa. Nu înseamnă că poate fi admis vreun exces, poate fi admis vreun exces sau ceva de genul ăsta. Cum să încurajăm pe cei din diaspora să ajute copiii lor să revină în țară după ce au făcut toate studiile acolo și nu mai au motive să revină? E foarte greu. E greu. E greu pentru că noi ne creștem copiii ca să plece. Îi dăm la studii în limba engleză, germană, la universități, care au titulaturi de astea giumbușlucare, managementul și marketingul proiectelor international, politici internaționale. Dacă noi din cap îi antrenăm, s-o taie. Și pe aceea când îi vedem că pleacă, vai, ne-or părăsi. Nu, noi i-am antrenat să o taie. Noi insistăm de ani de zile să ne integrăm în toate proiectele de educație și așa e firesc, pentru ca să putem egaliza drepturile lor cu cele ale Europei. Va veni vremea, și nu-i departe, în care oamenii aceștia vor aduce mult mai mult bine României lucrând acolo unde sunt, decât aici să fie batjocoriți, decât un derbedeu care a fost șeful sindicatului sub Ceaușescu și acum e mare patron. Stați cu minți! Pentru că problema actuală a României, inclusiv la investitori, este că mediocru se vede oricum. Știți cum spunea odată un părinte, că știi, eu nu mă uit la ceafa oamenilor, dar la unii chiar se vede că e pe fața lor. Știți? Uitați-vă bine cine încearcă să aducă în România câte un proiect, că ți se face rău. Plus că suntem printre puținele state din lume în care beneficiem de secretari de stat și miniștri care au... Nu. Trebuie să fiu cinstit. N-au nici o legătură cu ministerul pe care îl conduc. Habar n-au pe ce lume trăiesc. Asta este pentru biserică un subiect de rugăciune. Încă ne rugăm pentru cei care ne conduc, nu pentru binecredinciosul popor român din țară și de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor, îngăduiți să ne conducă. Și pentru iubitorii de Hristos, ostași ai țării. E simplu. Noi asta facem. M-a întrebat cineva, ce face biserica pentru cultura civică? Asta face. Democratizează rugăciunea. Nu vă spun ce uimită era o doamnă din presă care a stat pentru prima dată la o înviere și a auzit că ne rugăm pentru conducătorii țării. Hello! Biserica se roagă pentru conducătorii țării chiar dacă îi cheamă Nero și chiar dacă îi calcă în picioare și îi ard. Pentru că așa ne-a învățat Sfântul Apostol Pavel. Celui cu Dania, Danie, celui cu Sania, Sanie. Asta e. Problema e alta. Știți, conducătorii trec și vin. Hristos rămâne. Pe El nu avem voie să-L rușinăm. Înaintea Lui vom da seama. Nu vreau să-mi închipui ce ochi or să facă unii când vor da ochii cu Hristos. Care există. Știți? Ca întrebarea aceea de la Radio Erevan, zice, tovarășul Breșnev are două sprâncene foarte groase. Cum interpretați aceasta? De fapt, nu sunt două sprâncene foarte grase. Este mustața lui Stalin la nivel înalt. Deci, vă rog să ne explicați cuvântul Trinitate existent în cărțile bisericești.
Trinitatea se referă la Sfânta Treime. Tată, Fiul și Duh Sfânt. Da? E un termen mai elevat un pic, care ne apropie mai mult de filozofie. Trăimea cea de o ființă este Trinitate. Există și o altă Trinitate națională, de exemplu, Moldova, Transilvania și Țara Românească, dar când folosești cuvântul Trinitate sub alt aspect decât cel bisericesc, trebuie să pui în paranteză măcar explicația acestea. Dacă vă aduceți aminte, este câteodată un comentariu la fotbal când cei trei, atacantul și cei de mijlocași și de susținere, spun ăștia că au pătruns ca un triangulu sau știu eu ce în atac. Nu s-au zis niciodată că Trinitatea de fundaș apărând biserica sună prost, știți? Ajunge că ne-au înțepenit în limba română cu o oportunitate la poarta unui portar. Oportunitatea nu e pentru portar, oportunitatea e pentru atacant, dar ne lăsăm în altă limbă decât cea română. Iisus Hristos a fost trimis pe pământ de Dumnezeu Tatăl pentru poporul ales. Slavă Domnului, nu doar. N-are pe actul de misiune doar pentru poporul ales. El spune ucenicilor săi ca să priceapă, nu sunt trimis decât la, mai țineți minte, la oile casei lui Israel. Și el zice, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din... Smerenia femeii îl obligă pe Hristos să arate adevărata lui misiune. Nu. În Hristos, Domnul Hristos n-a venit doar pentru poporul ales. Și se vede. Evrei l-au condamnat la crucificare. Nu numai ei. Mamă, să fi judecat în buhuș, vai de capul lui Israel. Zice, religia evreilor nu este ortodoxismul. Nici a mea nu e ortodoxismul. A mea este ortodoxia. Ortodoxism este un cuvânt prost folosit. Ism înseamnă schismă. Tot ce este rupt de ortodoxie este ortodoxism. Nu. La catolicism nu se potrivește, deși la este catolicitate, dacă vrem să fim cinstiți. Este biserica catolică, nu e biserica catolicistă. Că n-are cistită nimeni. Deci ei nu cred în moarte și în învierea lui Hristos. Nici în a lor nu cred. Dacă țineți minte, Mântuitorul Hristos la un meci între Saduchei și ceilalți îi pune cap în cap. Unii credeau că există viață după moarte, alții nu credeau că există. Aveau și ei sectele lor, ca orice religie serioasă. Deci, se vorbește că Hristos, neavând rude după ce a fost dat jos de pe cruce, a fost luat și aruncat într-o prăpastie. Se vorbesc multe despre Hristos. Și că s-a însurat cu Maria Magdalena, și că e marțian, și că, da, săracule suportă. Avem un Dumnezeu îndelung răbdător și mult milostiv că încă n-a trăznit pe niciunul. Da? Noi, poporul român, suntem în majoritate ortodoxi. Ortodoxi. Cu cășâi, da? Ortodoxi. Care ar fi explicația? De unde până unde? Nu. No. Dacă a fost Sfântul Andrei pe coasta mării, a făcut și el ce-a putut săracul. Am creștinat pe unii și știți că la ortodoxie e ca la înviere. Veniți deprimiți lumină, e un mac. Un sâmbură de mac, de lumină. Și sâmbură ăla se face lumină în toată cetatea. Asta e ortodoxia. De la Apostolului Hristos, sau, eu zic că și de la Hristos, că apostolii n-au funcționat fără asistent. Iar asistentul apostolilor în toate este Domnul Hristos. Luați Duh Sfânt. Nu? Cărora aveți iertați, păcatele vor fi iertate și cărora aveți fi ținute, vor fi ținute, ținute vor fi. Avem o istorie a Bisericii Ortodoxe în trei volume editate la, inclusiv la Bazilica, scrisă de Părintele Mircea Păcuraru. Vă recomand să vedeți începuturile creștinismului pe teritoriul României. Eu însumi m-am simțit vinovat săptămânile trecute. Am spus, vai de capul meu naționalist de pește prăjit, că și care sunt eu, că n-am călcat până acum să văd la Niculițel locul unde au fost descoperiți Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos. Și vai de rușinea mea, dita mai popă, n-am fost să văd până acum bazilicile de la Noviodunum, de la Isaccea. Dar mi-a șters rușinea. Am fost acum. Toată Dobrogea acolo este mărturia că apostolii au făcut minuni. Iar minunea cea mai mare suntem noi. Știți? În Buricul Tulcei este o biserică construită de rășinăreni. Când mergeau în transhumanță cu oile, nu uitau de Dumnezeu. Dar nu un Dumnezeu al oilor, ci un Dumnezeu al oamenilor aflați în transhumanță cu oile lor. A fost ca un fel de atriție și contriție a credinței. E impresionant. Și nu-i numai acolo. Adam Clisiul, peștera lui Andrei, Sfântului Andrei, sunt sute de locuri. Histria, Calatisul,
Mii de lucruri pe care noi nici nu le știm. Maria, mama lui Iisus, s-a ridicat la ceruri, dacă da, de ce? Nu s-a, ci a fost ridicată la ceruri. Asta e termenul corect. Când o să-L vedem pe Domnul Hristos, o să-L întrebăm, bă, de ce ai iubit așa pe mama ta? Uite-te tu cum o înjurăm noi și cum o folosim în toate înjurăturile și în toate trădările. O băgăm pe Maica Domnului imediat. Tu cum ai putut să o iubești în halul ăsta? Acum vă pun o întrebare de, așa, retorică. Câți dintre noi care ne-a murit tata sau mama n-am fi vrut să-i mai ținem un pic în viață? Da? Dar mi-te el săracul. Iar la Maica Domnului sper din toată inima data viitoare la Buhuș să ne vedem și să lansăm împreună o carte pe care am scris-o Într-o adormire lumea nu ai părăsit. Acolo încerc în carte să explic și argumente despre Fecioria Maicii Domnului, dar și modul cum se leagă postul adormirii Maicii Domnului cu învățăturile despre Maica Domnului și credință. Vă dau un singur exemplu. Folosind Mineiul de pe luna august, Mineiul e cartea care o cântă cântăreții la strană, știți? În care sunt textele de la strană în care de obicei nu le auzim, că se grăbesc cântăreții. Și dacă au avut și un parastas până târziu noaptea la două, avem o problemă cu textul. Uneori nici preoții nu suntem atenți la text, așa că să nu ne scuzăm că... Dar, în principiu, acolo sunt texte despre Sfinții aceștia. Și am constatat că la 1 septembrie, la 1 august, prăznim câteva lucruri, toate trei legate de Maica Domnului. Inclusiv faptul că sfințim obligatoriu aghiazmă în ziua de 1 august. Înseamnă că, de fapt, reafirmăm Iordanul în mijlocul bisericii. E un praznic de înălțarea Sfintei Cruci. Crucea nu există fără Maica Domnului. Nu putea să fie răstignit cu trupul Hristos dacă n-avea din cine lua trupul. E simplu. Mi-au zis unici că știți că nașterea și adormirea Maicii Domnului nu e Scriptură. Bă, da, nici nu a venit cu satelitul. Nu? Intră în logica desfășurării nici, ce să zicem, nici despre apostol. Nu știm cine a fost. Știm că Petru a avut soacră. Dar nu ne zice nimeni nimic că a avut și mamă. Dar știm că a avut mamă de vreme ce a avut o soacră. Ar mai fi câteva argumente. La adormirea Maicii Domnului este un lucru care pe mine m-a impresionat foarte mult. Când cruciații care au ocupat Constantinopolul au trecut înapoi dinspre latura Constantinopolului pe teritoriul occidental, pe la Veneția, când s-au dat jos din corăbii, au purtat cu ei un singur element în plus față de tot ce avea Occidentul creștin. O iconiță mică, cu o femeie extrem de frumoasă așezată pe un pat, al cărei suflet fiul ei îl ținea în brațe deasupra patului. Și au zis ei că este imaginea perfectă a bisericii. E imaginea perfectă a frumuseții feminine. E imaginea perfectă a nădejdii învierii. E simplu. Dacă ei au înțeles, cu noi e mai greu că suntem ocupați cu alte cruciate. Deci, oamenii de știință, filozofi, își dau cu părerea că Iosif, dacă n-ar fi fost laș, ar fi mărturisit că el este tatăl. Și acest mit al lui Hristos n-ar mai fi existat. Oamenii de știință și filozofi, sigur că au argumente în favoarea teoriilor. Asta chiar n-am auzit-o. E interesantă. S-a acuz de lașitate un om care a înfruntat pustia să-și ducă copilul în Egipt. E nesimțire. N-are nicio legătură cu logica. Iar pe de altă parte, Iosif n-are nicio datorie să mărturisească. El n-apare vorbind. El apare făcând. Și de vreme ce a vorbit cu îngeri, înseamnă că tot avea un pic de sânge în instalație. Dumnezeu este bun sau este rău și ne pedepsește pentru orice? Dumnezeu e înțelept. Nu e nici bun, nici rău, e Dumnezeu. Dumnezeu nu e doar bun. E bunătatea. Nu e răutatea niciodată. Dacă ar fi fost scârțar Hristos, eram de mult pradă vântului și ploilor. Dar El, pentru că nu e scârțar, nu e contabil, nu calculează cât ai luat, cât ai dat, rabdă până în sfârșit și cu milostivire încearcă să te țină în viață. Eu cu teoriile oamenilor de știință sunt cam lămurit. Încearcă tot timpul să dovedească doar ceea ce este de dovedit din viața lui Hristos, dar ceea ce e de trăit din viața lui Hristos, niciunul nu sunt în stare să o facă.
Evanghelia nu ne e dată să speculăm pe seama ei, ci să trăim pe seama ei. Ni se spune clar, cel ce nu se naște din apă și din Duh, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Deci, nema botez, nema împărăție. Cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Deci, nema împărtășanie, nema împărăție. Care e greutatea? Ne trebuie oameni de știință pentru asta? Nu prea. Nu prea. Părintele Protopop a ascuns două lăzi de întrebări acolo sub masă. Îi mulțumesc mult pentru însoțire la bord aici. Observați că am avut volan pe dreapta. Vreau să aveți încredere că biserica vă stă alături de fiecare dată. Când simțiți nevoia, mergeți și cereți ajutor. Cunosc suficient de bine profilul pastoral, misionar al eparhiei, acestea în care se încadrează și Buhușul. Nu sunteți trădați în ceea ce privește grija de sufletul dumneavoastră. Dar noi nu suntem decât niște tipi în halat. Medicii care așteaptă într-un halat albastru, negru, verde, galben, că avem și veșminte galbene, de-alea scumpe, rău, rău, câte autostrăzi ar face din feloanele noastre. Mamă! Adevărul e că, să vă zic un lucru, m-am gândit într-o zi. Dom'le, parcă un epitrahil, presupunând că are 2 metri, dar n-are, dar zicem 1,50 m, ori. Parcă nici epitrahilul nu e așa de scump cât e metru de autostradă, nu știu cum Dumnezeu. Și pe epitrahilul nostru au mers câteva mii de oameni până acum, sute de generații. Deci, vreau să stați lângă biserică, să o corectați când greșește și să vă iertați unii pe ceilalți. Învățați să vă dați mâna. Învățați cum vă cheamă. Pomeniți-vă unii pe alții. Numele nostru înaintea lui Dumnezeu e mare câtă vreme noi ne rugăm pentru cel care crede că numele Lui e mare. Purtați-vă de grijă, evitați excesele. Vă rog, încercați să rămâneți în stare de veghe. Crucea lui Hristos înseamnă și a sta în stare de veghe. Hristos și mort pe cruce veghează pentru noi. Așa că nu vă fie teamă. Înviatul e tot timpul alături. Priviți înainte, încercați să ajutați de jur împrejur și vorba lui Creangă, nu dați cinstea pe rușine. Vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. Vă mulțumesc și pentru că împreună mi-ați dovedit toată în plus că omul chiar nu poate da nimic în schimb pentru sufletul său. Unul dintre Sfinții Părinți povestește că inima oamenilor care cred în Dumnezeu este asemenea unei încăperi care are doar intrări, niciodată ieșiri. Vă rog să locuiți unii în inima celorlalți. Și nu în ultimul rând, păstrați demnitatea orașului, a cetății în care locuiți. Nu suntem făcuți doar pentru mititei cu muștar. Suntem făcuți și pentru mititei fără muștar. Da? Și încercați să trăiți cu minți darul cel mare pe care Dumnezeu vi l-a dat să fiți aici și acum. Oriunde altundeva ne-am visat, să știți că e vis. Important e ca aici și acum să fim oamenii lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez, vă sărut mâna și vă zic good luck!